You make the war. You kill small people. Ia-l, hala, băi, du-te-a! Am venit cu copilul meu de 6 luni. Am lăsat frați, am lăsat surori. Russian people, say something. Don't sit at home. People are dying in Ukraine. Bună seara și bun găsit la știri. Este a cincea zi de război în Ucraina vecină și prima în care au avut loc negocieri pe muchie de cuțit între delegațiile celor două tabere. Dacă speranțele de pace sunt încă firave, moartea rămâne singura certitudine. Acum au loc explozii puternice în Kiev, după ce în ultimele ore orașul Harkov a fost bombardat fără milă de artileria rusă. Proiectile căzute de avalma au sfârtecat oameni nevinovați. Oficialii de la Kiev vorbesc despre zeci de morți și sute de răniți. Chiar în aceste momente, un uriaș convoi militar rusesc se îndreaptă către Kiev. Este de înțeles așadar de ce exodul civililor ia proporții copleșitoare. Peste o jumătate de milion de ucrainieni și-au părăsit casele, apucând-o încotro au văzut cu ochii. După o dimineață suspect de calmă, în jurul prânzului, în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, s-a dezlănțuit iadul. Harkovul a fost ținta unor valuri succesive de bombardamente. Obuzele și rachetele au lovit străzile și blocurile din oraș. Asta e aproape rядом со мной. Proiectilele au lăsat în urmă trupuri sfârtecate pe asfalt. Au fost oameni uciși cu bidoane în mână, după ce ieșiseră probabil să ia apă, sau care veneau de la cumpărături. Harkov tocmai ce a fost lovit masiv de rachete, zeci de morți și sute de răniți, a anunțat consilierul ministrului ucrainean de interne. Peste noapte au răsunat explozii în apropierea marilor orașe ucrainene, la Melitopol, în sud. La Herson, pe malul Niprului. Și la Cherkasy, situat la 200 km sud de Kiev, tot pe malul Niprului. La Cernihiv, în nord, o rachetă rusească a lovit un bloc de locuințe. Focul a cuprins primele două etaje. Potrivit comandamentului forțelor armate ucrainene, trupele sale au reușit să respingă mai multe atacuri ale rușilor în împrejurimile capitalei. La Buha, o suburbie a Kievului, o coloană mecanizată rusă a suferit pierderi grele. La fel ca armele antitank portabile, dronele livrate de Turcia sunt o armă redutabilă pentru armata ucraineană. După distrugerea unui convoi militar, tot o dronă a făcut praf un sistem antiaerian de rachete Buk. Dar sateliții au surprins deplasarea unui masiv convoi de vehicule militare, apropiindu-se tot mai mult de Kiev. Coloanele de transportoare blindate, tancuri și tunuri autopropulsate, dar și vehicule logistice, se întindea pe mai bine de 5 km. În aceste condiții, pentru că apărarea este acum mai presus decât orice altceva, președintele Zelensky a anunțat că deținuții cu experiență în luptă vor fi eliberați pentru a merge pe front. Українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варт і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Nu doar cei care pot mânui o armă sunt gata să-și probeze patriotismul în aceste zile. Tineri, femei sau bătrâni sunt gata să înfrunte cu trupurile lor tancurile rusești. Zeci de locuitori din orașul Berdiansk, capturat ieri de ruși, au intonat sfidător imnul în fața trupelor ruse de ocupație, instalate în clădirea Consiliului Local. Și în aceste imagini filmate în Kryvyi Rih, orașul natal al președintelui Zelensky, vedem localnici cântând, în timp ce umplu saci cu nisip pentru a bloca drumurile. Slava Ucrainie! Slava nație! Soldați și voluntari ucraineni au făcut baricade din sârmă ghimpată și cauciucuri. Muzici, я снимаю видео. Перед мостом вони стали. Колона встала перед мостом. Pe de altă parte, se înmulțesc scenele de vandalism și jafurile. În Melitopol, mai mulți oameni încearcă să fure dintr-un magazin. Un altul îi amenință cu pistolul și îi scoate din clădire.
Я сказал всем отойти. Я понял. Vizibil nervos și obosit după avalanșa de vești rele de pe front, Vladimir Putin a avut astăzi o nouă răbufnire la adresa Occidentului. Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемые западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Ну, давайте начнем. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Potrivit serviciilor de informații occidentale, Kremlinul descoperă șocat că așa zisa operațiune specială din Ucraina este o misiune mult mai dificilă decât anticipa. The Russians are very frustrated right now, and truthfully, they have not accomplished any of their objectives on the timetable that they thought they would. Privirile împietrite cu care principalii responsabili ai armatei ruse au primit ieri ordinul de a plasa în alertă forțele strategice de apărare au spus mai mult decât orice declarații. Dar indiferent ce gândește despre deciziile președintelui, ministrul apărării, Sergei Șoigu, l-a informat astăzi pe Putin că a pus în aplicare ordinul, care implică rachetele strategice, flota nordică și flota din Pacific, dar și aparatele de zbor cu rază lungă de acțiune. Recunoașterea Crimeei drept teritoriu rus, denazificarea guvernului ucrainean și statut neutru pentru Ucraina sunt precondițiile Rusiei pentru încetarea ostilităților. Este ceea ce a spus Vladimir Putin astăzi omologului său francez într-o discuție telefonică de 90 de minute. Macron a discutat tot astăzi și cu președintele Zelenski. Ucraina nu este pregătită să se supună ori să capituleze în fața Rusiei, a replicat ministrul ucrainean de interne după prima rundă de negocieri între delegațiile Moscovei și Kievului. Discuțiile s-au desfășurat în 3 reprize și au durat în jur de 6 ore. Delegația ucraineană la negocierile din orașul Belarus, Gomel, a sosit în cursul dimineții cu mai multe elicoptere ale armatei belaruse. Ucrainenii au fost preluați de la graniță. Încă de la început, aceștia au spus clar care sunt pretențiile lor. Încetarea imediată a focului, retragerea trupelor rusești din țară, dar și din Crimeea, și din regiunile Luhansk și Donetsk, controlate de separatiști. Din delegația Ucrainei au făcut parte ministrul apărării Oleg Reznikov, un consilier al președintelui Zelenski, doi parlamentari și un reprezentant al principalului partid ucrainean, etnic abhaz, refugiat din propria țară, după intervenția Rusiei în regiune. Acesta din urmă a fost ridiculizat în presa rusă, pentru că s-a așezat la masa negocierilor cu o șapcă pe cap. De partea cealaltă, delegația rusă a fost condusă de Vladimir Mendinski, cu o reputație de naționalist. La un moment dat a susținut ridicarea unor statui în onoarea lui Stalin, pe tot cuprinsul Federației Ruse. Mendinski are определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров. De față a fost și miliardarul Roman Abramovich, fostul patron al clubului de fotbal Chelsea din Londra. Potrivit agenției ruse RIA Novosti, Abramovich a fost contactat de partea ucraineană, care i-a cerut să dea o mână de ajutor la tratative. În urmă cu puțin timp, a început la New York o sesiune de urgență a adunării generale. E prima asemenea ședință din ultimii 40 de ani și abia a 11-a din istoria organizației. Reprezentantul Ucrainei la ONU a avut un mesaj direct pentru liderul de la Kremlin. Putin's order to put an alert Russian nuclear forces. What a madness. If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945. În ciuda presiunii la care este supusă armata ucraineană, încă rezistă spre surprinderea analiștilor militari internaționali și nedumerirea militarilor ruși. Despre ultimele mișcări tactice de pe front, dar și despre ce ar putea urma, ne vorbesc acum colegul meu Cosmin Stan și invitatul său. Bună seara! Bună seara, Andreea! Doamnelor, domnilor, alături de mine se află comandorul în rezervă Valentin Mateiu, analist militar. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! În ce stadiu se află acum forțele beligerante în a cincea zi de război? Înainte să prezint situația beligeranților, vreau să se înțeleagă că ceea ce voi prezenta în termeni pur militari reprezintă orașe în care oamenii acum 4 zile trăiau ca și noi. Iar acestea vor deveni
mai mult sau mai puțin Stalingrad. Au devenit deja pentru că s-a deschis focul cu artileria. Astăzi a fost o zi cumplită în multe orașe din Ucraina. Kievul rămâne inima operațiunilor pentru că obiectivul inițial al domnului Putin a fost decapitarea politică a Ucrainei și asta vrea să ia Kievul. Dar pentru asta are nevoie să încercuiască, nu a reușit încă, și după aceea un asalt combinat, trupe de blindate și aeroportate. Trupele aeroportate vor fi folosite ca infanterie de elită. Sunt cei mai buni soldați ai Rusiei. Deja divizia de la Pskov, cred că este acolo, au apărut ceva elemente, dar vor mai apărea și alte divizii. Au nevoie ca aceste forțe să fie concentrat asalt după asalt. Câte va îndura Kievul, dar câte va rezista, greu de răspuns. Și ce ne puteți spune despre trupele din sud și din nord-vest, care astăzi au înaintat serios? În sud, azi dimineață spuneam că Mariupolul ar putea să pice. N-a picat. Deocamdată. De ce? Pentru că, deși aici cred că sunt infanteriștii marini de la Brigada 810, altă cremă a trupelor rusești, ucrainenii au rezistat. Cred că s-au pregătit să intre în oraș să reziste, numai că rușii au răspuns cu o strategie sălbatică, foc nediscriminat asupra orașelor, cu artileria, care e mult mai precisă decât rachetele care nu prea au lovit. Și la fel în Harkov, Harkov unde astăzi a fost crunt. Și aici, pe axa, pe malul estic al Niprului spre Kiev. Experții militari occidentali au tot spus în aceste zile că armata ucraineană a dat dovadă de o rezistență redutabilă și nu numai că i-au oprit în multe locuri pe ruși, dar i-au încetinit serios în atingerea obiectivelor. Pe de altă parte, fostul președinte Dmitri Medvedev spunea astăzi că nu este nimic în neregulă cu planul lor și cu operațiunile militare, că și americanii când au intrat în Irak au avut nevoie de 2 săptămâni pentru a cuceri Bagdadul. Unde e adevărul? Spre, să zic așa, lipsa mea de respect, deși Medvedev are o poziție de șef al Consiliului Securității Naționale, tot ce a scris dânsul acolo nu are legătură cu realitatea. Pur și simplu nu are legătură cu realitatea. Nu vorbim nici de Bagdad, nici de Kabul. Mai degrabă, Kabulul ne-a reușit când a vrut să-l ia la început. A fost Kievul respectiv. În schimb, ceea ce este clar este, da, majoritatea analiștilor au... Eu însumi, dacă mă întrebați acum 4 zile, mă gândeam la ce au zis americanii, rezistă 2, 3, 4 zile. De ce? Așa spunea hârtia. Atâtea trupe, asta este înzestrarea, atâtea asta este înzestrarea. Deci planul inițial a fost într-adevăr al unei lovituri fulger. Da. Planul inițial a fost cucerirea rapidă a Kievului și a marilor orașe. Și au avut sentimentul, ca să cu o exprimare mai puțin academică, că vor trece ca prin brânză. N-au reușit. Și lucrurile se complică din ce în ce mai mult. Se complică pentru trupele rusești și am avut relatări despre tehnică militară rămasă fără combustibil. Moralul trupelor este foarte scăzut sau din ce în ce mai scăzut. Ce ne spune asta despre trupele rusești sau despre planul acestei operațiuni? Un asemenea fenomen se poate întâmpla la oricărui soldat. De ce? Sunt de 4 zile în luptă. Oamenii au o rezervă limitată. Indiferent. Și în fine, vreau să vorbim, domnule Mateiu, despre amenințarea de aseară a președintelui Putin cu punerea în alertă a forțelor nucleare. Cât de mare este riscul? Ordin care a fost deja executat. Da, aș vrea întâi să închei ideea că rușii au dificultăți mari la capitolul comandă și control coordonare, de aceea le cer ajutorul belorușilor. Au dificultăți mari la sprijin logistic și cred că moralul scade pentru că au avut pierderi mari și ceea ce s-a așteptat să întâmple nu s-a întâmplat. La forțele nucleare am atins și azi dimineață problema, faptul că modul cum a alarmat forțele nucleare ruse, președintele Putin, denotă o anumită, hai să spunem, artificialitate, forțare. A spus că Rusia este amenințată. Asta arată că a făcut acest gest numai pentru că a adăugat la presiunea la care supune Kiev, respectiv Vestul. Deja surse britanice spuneau că trupele ruse nu s-au, strategice ruse nu s-au comportat ca și cum ar fi alarmate, ar fi trebuit să vadă. Și acum să ajungem la ce reprezintă ele. Nu voi da numere, sunt câteva mii de capete nucleare. Da. Avem triada și încep cu cea care asigură lovitura a doua, în sensul în care sumarele nucleare cu purtătoare de rachete balistice sunt cele care răspund în clipa care ești lovit. Ele, din adâncul oceanului, replică, dau lovitura și inamicul primește, deși tu ca țară nu mai existi, și el primește lovitura ta. Rușii au baza principală aici, sus la Murmansk, una,
Și a doua undeva aici, la capăt, Petru Pavlos, la Kamchatka. Sunt cele două mari baze unde sunt... deja submarinele nucleare rusești nu cred că mai sunt acolo de mult. Domnule Mateu, mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații. Andreea, înapoi la tine. Vă mulțumesc. În urmă cu puțin timp, președintele ucrainean Zelenski a semnat cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul Uniunii Europene urmează să evalueze rapid cererea Ucrainei de a fi admisă în blocul comunitar printr-o procedură specială. A fi pentru Kiev dovada supremă a sprijinului arătat de europeni în fața agresiunii ruse. Până atunci, Uniunea Europeană continuă să mitralieze Moscova cu sancțiuni fără precedent în toate domeniile. Astăzi, chiar Elveția, cea imparțială, a decis să adopte măsuri împotriva unor categorii de ruși, cărora le sunt înghețate activele. Sunt vizați inclusiv președintele, premierul și ministrul rus de externe. Guvernul de la Berna se îndepărtează în premieră de la vestita sa politică de neutralitate. Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Should Ukraine be given candidacy for EU membership? Indeed, over time. They belong to us, they are one of us and we want them in. La rândul său, președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat astăzi unui post de televiziune francez că va avea loc o dezbatere privind o viitoare aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Până una alta, oficialii Uniunii Europene au anunțat o nouă salvă de măsuri fără precedent în sprijinul Ucrainei și împotriva Rusiei. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment. Certainly, we are going to provide, we are going to supply arms, to provide even fighting jets. We are not talking about just ammunition. We are providing the more important arms to go to a war. Comisarul Borrell spune că este vorba de avioane de luptă pe care armata ucraineană este capabilă să le opereze, iar unele state membre au astfel de avioane. Declarația sugerează că este vorba de avioane de producție sovietică, adică MiG-uri. Între timp, Statele Unite și tot mai multe țări europene trimit în ritm frenetic armament și echipamente militare Ucrainei. Pentru prima oară, după invazia sovietică în Finlanda din 1939, inclusiv Suedia ia această decizie. În același elan de solidaritate cu Ucraina, Parlamentul Letoniei le permite cetățenilor țării să lupte ca voluntari în Ucraina, dacă doresc acest lucru. Dar poate cea mai grea lovitură pentru liderul de la Kremlin, mai ales pentru viitor, a venit de la cancelarul german Olaf Scholz. În ropotele de aplauze ale parlamentarilor, cancelarul a anunțat reconfigurarea economiei germane, astfel încât să-și reducă dependența de gazele rusești. Werden wir mehr tun, um unsere eine sichere Energieversorgung unseres Landes zu gewährleisten. Und wir werden umsteuern, um unsere Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden. Ereignisse der letzten Tage und Wochen haben uns doch gezeigt: Eine verantwortungsvolle, vorausschauende Energiepolitik ist nicht nur entscheidend für unsere Wirtschaft und unser Klima, sondern entscheidend auch für unsere Sicherheit, eine Kohle- und Gasreserve aufzubauen. Wir haben beschlossen, die Speichermenge an Erdgas über sogenannte Long-Term Options um 2 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Zudem werden wir rückgekoppelt mit der EU zusätzliches Erdgas auf den Weltmärkten erwerben. Und schließlich haben wir die Entscheidung getroffen, zwei Flüssiggasterminals LNG-Terminals. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a blocat accesul avioanelor rusești în spațiul său aerian, ceea ce înseamnă că toate aeronavele deținute, înregistrate și controlate de Rusia sau de oligarhii ruși nu vor mai putea ateriza, decola sau zbura peste niciun teritoriu al Uniunii. Ca urmare, compania aeriană rusă Aeroflot și-a suspendat începând de astăzi toate zborurile către Europa. În paralel cu războiul sângeros de pe teren, Rusia duce și un aprig război de propagandă, în care zvonurile, dezinformarea și cenzura sunt armele principale. Guvernul de la Moscova face toate eforturile să blocheze orice mesaj antirăzboi. Protestatarii sunt arestați cu miile, iar presei îi se interzice să folosească termeni precum invazie, atac ori război. Drept ripostă, Uniunea Europeană a blocat Sputnik și Russia Today pe teritoriul comunitar pentru a nu mai putea difuza minciunile și a nu mai găsi justificări pentru războiul lui Putin, au motivat responsabilii. În sfârșit, este semnificativ că Turcia și-a confirmat intenția de a invoca termenii Convenției de la Montreux pentru a restricționa accesul navelor rusești prin strâmtorile sale.
Biz bunu uzmanlarımızla, askerlerimizle değerlendirdik, hukukçularımızla değerlendirdik. Bu konuda bir kanaat getirdik işin doğrusu. Çünkü taraflar arasında ciddi bir çatışma var. Bu askeri harekat değil, bu bir geçici bir iki havadan saldırı değil. Tabii ki Montrö Anlaşması'nı uygulayacağız. Burada özellikle savaş halinde diyor, Türkiye'nin taraf olmadığı savaş halinde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişiyle ilgili Türkiye... Convenția de la Montrö oferă Turciei controlul asupra Dardanelelor și Bosforului care leagă Marea Egee, Marea Marmara și Marea Neagră, ape în care Rusia își ține mare parte din flotă. Trei marinari români sunt blocați pe o navă aflată într-un port ucrainean din sudul țării, la aproape 30 de kilometri de Odessa. Echipa știrilor ProTV aflată în Ucraina a reușit să ia legătura cu ei. Aceștia au transmis că sunt acolo dinainte să înceapă războiul și nu mai au cum să plece. Zona portului ar fi fost minată pentru ca vasele de război ale rușilor să nu se apropie. În vecinătate se dau lupte crâncene. Această explozie puternică a fost filmată aseară în orașul Melitopol, din sudul Ucrainei. Trasoarele au luminat cerul și în Odessa, unde alarmele antiaeriene au pornit chiar în timp ce echipa știrilor ProTV se pregătea să relateze de la fața locului. Dimineață, colegii noștri au reușit să stea de vorbă cu un marinar român, blocat alături de colegii săi, pe o navă privată în portul Iuznei. Echipajul a aflat cu groază că nu poate părăsi sub nicio formă vaporul cu care a acostat în port în urmă cu 11 zile. Suntem trei români, am ajuns pe 17 aici, iar eu, un grec și un filipinez, trebuia să ne debarcăm pe 24, aveam bilete de avion seara. Vaporul de ce nu poate să iasă? Au blocat rușii accesul de la între Crimea și insula Șerpilor la nord. Avem acum unele proaspete legate cu mine la ieșirea din port, deci nu s-ar putea. Marinarii spun că deocamdată au provizii și așteaptă vești de la compania care deține vasul. Situația din sudul Ucrainei se complică de la o zi la alta. Drumurile spre orașele mari, precum Odessa, sunt blocate. Civilii au o armată de temut. Tot acest loc a fost transformat de voluntari într-un punct în care sunt colectate medicamente, haine, mâncare. Aici sunt sortate. Toți acești oameni sunt voluntari, mulți dintre ei foarte tineri. Vor să ajute și ei în felul în care pot. De aici, hainele, medicamentele, mâncarea vor pleca fie către armată, forțele de ordine sau civilii care își vor apăra orașul. You're from Romania, yes? Okay, don't worry, okay. We will stay here and Russia will not go to Romania. Thank you. Don't worry. We will defend you. What are you preparing? Is it like fortification in case yes, something happens? Yes, because we are afraid of everything and that's why we need to protect our people who work here. Centrul umanitar de ajutor a fost pus pe picioare într-un timp record, în numai două zile, iar acum lucrează aici peste 60 de voluntari. Pregătiri se fac și la spitalul municipal din Odessa. Acesta este centrul de donare și toți acești tineri au venit să doneze sânge pentru răniții din război. Managerul spitalului, care nu a dormit de două zile, spune că 50 de medici sunt de gardă în fiecare zi. Alți 50 sunt pregătiți oricând să vină, dacă vor sosi răniți. În urmă cu 5 minute au început să sune alarmele antiaeriene. Oamenii au început să plece de pe străzi și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Chiar acum aflăm în direct de la corespondentul nostru Paul Angelescu, aflat în Odessa, ce se întâmplă în orașul situat la 300 de kilometri de granița noastră. Bună seara, Paul! Bună seara, Andreea, bună seara, domnilor și domnilor. Situația este în continuare tensionată. Alarma de care vorbeam în reportaj a fost în urmă cu o oră și jumătate. Din fericire, după aceea nu s-a auzit nicio bubuitură, semn că Odessa nu a fost lovită de nicio rachetă sau de niciun obuz. Însă este destul de dificil să te obișnuiești cu acest sunet în fiecare zi, seara sau dimineața și să te gândești că ar putea prevesti un atac iminent. În privința
populației civile, i-ați văzut pe acei voluntari civili care n-au legătură cu armata și nu intenționau să intre în luptă, însă modalitatea lor de a ajuta era de a strânge haine, de a aduce mâncare, de a aduce medicamente și de a le distribui mai departe către soldații sau trupele forțelor de ordine care le păzesc orașul, străzile sunt prezenți non-stop acolo. Și gândiți-vă că acel loc unde am filmat, numai în urmă cu o săptămână, era un loc unde oamenii se duceau să schimbe o vorbă, să se distreze, să se simtă bine, să bea o bere, să stea la o cafea, și acum totul s-a întors pe dos. Însă mobilizarea civililor este exemplară. Pe lângă acei tineri pe care i-ați văzut, sunt și foarte mulți tineri gata să se înscrie în protecția civilă. Vorbim de ucrainieni care sunt gata să se lupte pentru a-și apăra orașele. Și ca un ultim amănunt, astăzi poliția de frontier din Ucraina a anunțat că va închide punctele de trecere a frontierei între Ucraina și Transnistria, deoarece ar exista teama unei mobilizări ruse care să vină dinspre Transnistria spre Odessa. Orașul Odessa se află doar la 65-70 de kilometri de partea sudică a Transnistriei. Paul, noi vedem aici imagini sfâșietoare și vreau să te întreb dacă există ceva anume, nu știu, care te-a impresionat foarte tare pe tine acolo. Asta m-a impresionat cel mai mult, mobilizarea civililor, foarte mulți tineri, foarte multe femei gata să ajute cu construcția baricadelor, gata să lupte. Am văzut inclusiv și bătrâni în apropierea orașului Nicolaev, cred că nici mai știu, ieri sau alaltăieri, am văzut o femeie în vârstă care căra cauciucuri cu roaba să le ducă către locul unde se construia o baricadă singură pe drum, după ce tocmai sunaseră alarmele antiaeriene. Acea femeie destul de în vârstă vroia să contribuie și ea cu ce poate pentru a-și proteja orașul și unul dintre tinerii cu care am discutat ieri în Nicolaev îmi spunea că părinții lui sunt îngrijorați pentru că a rămas acolo, dar că el vrea să rămână pentru că urmă, dacă vor lua orașul acela pe care încerca să-l apere, ar putea să fie satul lui următorul. Mulțumesc foarte mult, Paul. În urmă cu o jumătate de oră la Kiev, mai multe explozii extrem de puternice au luminat cerul serii. Potrivit martorilor de la fața locului, bombele au început să cadă la scurt timp după ce negocierile de pace s-au încheiat. Sirenele au răsunat sinistru în tot orașul pentru a trimite oamenii în adăposturi. Potrivit imaginilor captate de sateliți, încă de azi noapte, tancuri și vehicule militare rusești erau în marș alert către Kiev. Într-o discuție telefonică purtată azi noapte cu premierul Boris Johnson, liderul ucrainean declarase că urmează 24 de ore critice pentru Kiev. Între timp, în Rusia, oamenii stau la coadă la bancomate speriați de efectele pe care le vor avea sancțiunile statelor occidentale. Nu știu ce se va întâmpla cu sistemul bancar, vor bani lichizi, iar foarte mulți cumpără valută. Din această cauză, rubla s-a prăbușit în această dimineață și a înregistrat o scădere de 30%. Banca Națională a Rusiei a dublat dobânzile în încercarea de a mai liniști economia. În Rusia sunt cozi uriașe la bancomate. Încă din weekend oamenii încearcă să scoată valută. Se tem că sistemul bancar va fi afectat. Mulți încearcă să își retragă cât mai repede economiile. Astfel, rubla pierde teren în fața dolarului, cu mare viteză. Într-o singură zi, rubla s-a prăbușit și a scăzut cu 30% față de dolarul american. De la aproximativ 83 de dolari, cât era săptămâna trecută, a ajuns dimineață la un record, iată, aproape de 120 de dolari. Pentru a mai atenua efectele, Banca Națională a Rusiei a crescut dobânzile. Peste noapte, dobânda de referință a crescut de la 9,5% la 20%. Pe de-o parte, rușii sunt încurajați să își țină banii în bănci pentru că a crescut dobânda la depozite, însă în același timp cresc și dobânzile la credite, deci oamenii vor avea rate mai mari. Puternic lovită în aceste zile, în scădere cu până la 30% față de joi, bursa de la Moscova a anunțat dimineață că se deschide cu 3 ore întârziere. A rămas însă închisă toată ziua. Я практически на треть потерял, ну, свои деньги, потому что я, ну, как бы занимаюсь биржей. Все очень плохо и не представляю, что будет дальше. Санкции будут влиять на обычных людей, на обычный народ, на обычных граждан. И в России все будет достаточно грустно, печально, и мы будем вставать уже не на два шага от всего цивилизованного мира. Banca Centrală a Rusiei încearcă să își calmeze cetățenii și spune că are resurse pentru a menține stabilitatea financiară. Russland geht langsam, aber sicher das Geld aus. Von daher versucht die Zentralbank mit einer dramatischen Zinserhöhung das Kapital in Russland zu halten. Die Chancen sind aber sehr gering. Russland ist der Paria, der Aussätzige, der Robin Hood sozusagen.
unter den Finanzmärkten. Da will keiner mehr jetzt bleiben. Panica și incertitudinea se văd și pe piețele financiare din lume. Volatile în aceste zile sunt mai ales prețurile la gaz și petrol. Prețul gazului a crescut și cu 30-40%. Ziua a început cu un preț de peste 100 de euro pe megavatoră, în condițiile în care săptămâna trecută era în jur de 80 de euro pe megavatoră. Prețul petrolului, la fel volatil în această perioadă, rămâne destul de sus, la un nivel apropiat de 100 de dolari pe baril. Și bursele europene au reacționat imediat și au închis ziua pe roșu. Iată scăderi de câteva procente la Viena, Londra, Frankfurt, Paris și a fost afectată și bursa de la București. Invitatul știrilor ProTV din această seară este fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule Diaconescu. Bună și bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Ce șanse dați acestor negocieri dintre ruși și ucraineni? Pe regulile de negociere, din păcate, nu avem negocieri. Este o întâlnire utilă, necesară, dar agresiunea în Ucraina continuă. Practic, părțile s-au informat reciproc în legătură cu așteptările pe care le au. O negociere efectivă poate avea loc în momentul în care violența încetează. Este o regulă a dreptului internațional, a relațiilor internaționale. Câtă vreme se trage și componenta militară este predominantă, nu pot exista negocieri care, într-adevăr, să ajungă la o soluție de compromis. Și oare rușii fac special acest lucru? Adică continuă tragerile în timpul acestor, să le spunem, negocieri, tocmai ca să arate că nu sunt atât de deschiși către o negociere? Să continue să păstreze semnalul, pentru că până la urmă ceea ce este important pentru Federația Rusă este să iasă totuși în câștig cum Moscova și închipuie în acest moment. În altul de idei, ceea ce vedem noi, aceste negocieri, se desfășoară în paralel cu discuții foarte încinse pe tot felul de canale de comunicare, în ideea de a se găsi o etapă ulterioară care după aceea să fie formalizată în cadrul dialogului. Dialogul are valoare de semnal, este unul care nu trebuie neglijat, dar mari așteptări, după părerea mea, nu este cazul să avem deocamdată, pentru că ideea de a lupta pe două fronturi a Federației Ruse, unul în legătură cu Ucraina, a transforma Ucraina într-un stat neutru, fără niciun fel de apetențe pro-occidentale, și al doilea, reîmpărțirea geopolitică, mai ales a spațiului euroatlantic, continuă să fie temele predominante. Această negociere este practic o etapă prin care Moscova încearcă să demonstreze faptul că și altceva decât componenta militară poate avea la un moment dat în vedere. De altfel, președintele Franței Macron a discutat cu președintele Federației Ruse, iar domnul Putin i-a transmis că va da ordin ca activitățile militare să nu mai vizeze civili. Să vizeze numai ceea ce și-a dorit de la început, infrastructura militară. Ceea ce se întâmplă în acest moment, de altfel. Da, e foarte greu să diferențiezi, mai ales când ataci orașe mari, este foarte greu să diferențiezi. Dar delegațiile care s-au dus acolo la negocieri, vi se pare că sunt suficient de importante? Adică au... Pentru magnitudinea acestei crize, nu. Sunt delegații care se informau reciproc, fără intenția de a ajunge la jumătatea mesei, cum se spune. Deci, practic, la nivel ministerial sau de consilieri prezidențiali, se ia act numai de ceea ce cealaltă parte transmite. Cât de mult ar trebui să ne sperie această amenințare nucleară a lui Putin? Este o amenințare foarte gravă. Pe regulile Alianței Nord-Atlantice se iau măsuri în oglindă. În altă ordine de idei, o astfel de amenințare în ultimii 30 de ani, chiar mai mult, nu s-a mai întâmplat să fie anunțată. Și aici este o parte a escaladării, pentru că ne aflăm deocamdată, din păcate, în această logică și sigur că din această perspectivă Federația Rusă caută în contextul sancțiunilor, al izolării internaționale, pentru că practic acum este izolată din toate punctele de vedere, iar costurile economice încep să se simtă. Această amenințare este o formă de escaladare în ideea de a arăta că nu, mai ales Kremlinul, nu este intimidat de ceea ce se întâmplă. Dumneavoastră vorbiți despre o logică, dar există oare o logică? Da, aparențele ar arăta că nu există neapărat o logică, dar la acest nivel și la o astfel de criză,
n-aș merge nici pe o impredictibilitate care să țină strict de decizia unei persoane, indiferent cine ar fi ea. Pentru că sunt mai mulți factori care joacă într-un astfel de moment. În condițiile în care, de exemplu, toți oligarhii au pierdut 39 de miliarde de euro într-o zi, după sancțiunile aplicate în 2014-2015, după ocuparea Crimeei și a zonei de est, aceiași oligarhi au pierdut 39 de miliarde într-un an. Deci cam ăsta este raportul. Și credeți că ar putea să pună o presiune pe... În mod sigur vor pune o presiune. Patronul aluminiului pe jumătate de lume de Ibrasca sau Friedman, care i-a făcut lobby domnului Putin pe tot ce a însemnat mesaj extern și politică externă, s-au delimitat public de domnia sa, ceea ce este într-adevăr un anume tip de semnal, dar nu m-aș aștepta la schimbări dramatice într-o perioadă scurtă de timp. Am văzut idei cum la un moment dat să apară o mișcare care să fie generată în Federația Rusă și să schimbe puterea, inclusiv prin demiterea președintelui Putin, ne grăbim. Deci credeți că mai avem cale lungă până să ajungem undeva cât de cât... Din păcate, da, mai este o cale lungă și depinde foarte mult de raportul între escaladare și ce se obține în baza acestei escaladări. Sigur că tipul de reacție internațională a fost unul extrem de categoric. Sunt convins că președintele Putin nu se aștepta. Credeți dificultățile că nu se aștepta? În teren, nu se aștepta. Dificultățile în teren în Ucraina au fost foarte mari pentru înaintarea armatei ruse. Președintele Putin nu se aștepta. Precedentul din 2014. La ce credeți că s-ar fi așteptat din partea Occidentului? S-ar fi așteptat, pe de o parte, la un blitzkrieg în Ucraina, pe precedentul 2014, când armata a abandonat și forța politică practic a dispărut și s-a reușit în 48 de ore ce s-a reușit atunci. Iar după ce această îngenunchiere a Ucrainei s-ar fi produs, să se pună Occidentul fața faptului împlinit, spunând, iată conducerea, nu are importanță cum... Exact, iată conducerea Ucrainei, nu are importanță. Cred că foarte mulți l-au subestimat pe Zelenski. Sau nu știu dacă neapărat l-au subestimat, dar nu s-au așteptat la ceea cred ce a făcut. Cred că ucrainenii au fost mult mai bine pregătiți. Cred în egală măsură că forța Moscovei s-a supraestimat. Și, într-adevăr, solidaritatea internațională a fost una neașteptată aproape pentru toată lumea, vreau să vă spun, pentru că doar exemplul Germaniei este, cum să vă spun, relațiile internaționale absolut extraordinar, pentru că Germania avea o politică clară, coerentă, pe teate de operațiuni, în crize, nu exportă armament. Acum să trimit armament în condițiile în care relațiile cu Federația Rusă sunt cunoscute. Berlinul întreținea un anume tip de pot de legătură, canal de comunicare cu Federația Rusă. A trece la o altă politică în domeniul militar este extraordinar din punct de vedere al Germaniei, dar arată un anume tip de gândire, de fundal. Vă mulțumesc foarte mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Dovadă că în război apar tot soiul de situații, o reprezintă imaginile tragicomice surprinse chiar pe front într-o localitate din sudul Ucrainei. În ele se vede cum mai mulți civili au remorcat un transportor blindat rusesc. Inițial, lumea a speculat că tancul a fost furat. Însă o asociație care apără drepturile minorității rome a precizat că bărbații în cauză au vrut doar să oprească înaintarea armatei ruse. Scenele au fost filmate în Lyubimovka, în sudul Ucrainei. Un tractor trage un transportor blindat al armatei ruse, iar martorii, greu încercați deja de 5 zile de război, găsesc totuși puterea să se amuze. Deși inițial toată lumea a crezut că respectivii furaseră vehiculul blindat, o organizație pentru apărarea drepturilor romilor din Cehia a transmis că tancul a fost de fapt confiscat. Tot cu un tractor a fost transportat și un sistem rusesc antirachetă, capturat de localnici într-un alt sat ucrainean. Alte imagini surprind dialogul incredibil purtat de secundul unei nave din Georgia cu comandantul unei embarcațiuni rusești. Echipajul rusesc rămăsese fără combustibil pe mare și a cerut să fie alimentat. Marinarii georgieni au refuzat însă. Are you from Russia? Yes, from Russia, Russian crew member. Кто с вами говорит? С вами говорит старший помощник капитана из Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль. Оккупанты. Уважаемые, давайте без полиции, у нас топливо заканчивается.
Ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать там «Слава Украине! Героям слава!» Europa se confruntă cu ceea ce ar putea deveni cea mai mare criză umanitară. Organizația Națiunilor Unite a estimat că numărul ucrainienilor strămutați ca urmare a invaziei ruse ar putea ajunge la 7 milioane. Proporțiile sunt istorice, a spus comisarul european pentru ajutor umanitar. Numărul refugiaților care au ajuns la noi a crescut cu 20% față de ziua precedentă. De la începutul războiului, în România au intrat aproape 75.000 de cetățeni ucrainieni. Unii dintre ei sunt oameni în vârstă, bolnavi și fără documente. Uitați aici ce cozi, ca să poți intra în România. Este imposibil să acoperi cu privirea miile de oameni care așteaptă înfrigurați și disperați să intre în România. Mulți și-au abandonat mașinile în coloane fără sfârșit și merg pe jos 10-15 km până la frontieră, unde dau de alții ca ei. Lumea se încălzește la foc aici. În ajutor le-au venit mai mulți voluntari români, care au reușit să treacă granița. Am reușit în România să ieșim ca să aducem lucruri. Greul nu dispare însă când în sfârșit ajung în România, unde de azi noapte s-a stricat vremea. A început să ningă, însă în același timp este foarte frig, să nu uităm că suntem în nordul țării. Oamenii care au reușit să treacă granița s-au refugiat aici în parcarea acestui hotel. Este primul hotel de cum intri în România și parcările sunt pline. Încep să părăsească Ucraina și bătrâni, dar și multe familii care nu au nimic asigurat. Haideți, vă rog frumos, să vă depasați în partea cealaltă. Fugim cu copiii. Bunicii Ucrainei se înhamă la un astfel de drum, deși unii dintre ei nu au nici acte. O ucraineancă a devenit voluntar pentru a sprijini autoritățile române care preiau refugiați. People are getting more and more scared. So maybe 2 days ago they were not thinking about this option. They didn't want to leave. Un singur autocar care pleacă spre Timișoara s-a umplut de oameni în câteva minute. Cei mai mulți dintre pasageri speră că vor fi ajutați de rudele din vestul Europei. Mulțumesc, tare mulțumesc. Coordonarea cu autoritățile lipsește însă, indiferent cât de săritori ar fi românii obișnuiți. Unii voluntari care pot asigura transport spun că așteaptă și câte o zi întreagă. Avem 40 de locuri pregătite, 5 tone de alimente. Autoritățile de aici nu ne ajută. La un schit de lângă Siret, într-una dintre camere, o bunică plânge. Femeia a trecut pe jos granița, dar nepotul și ai lui sunt încă în mașină la frontieră. Toți au fugit din Kiev, dintr-un cartier rezidențial, unde s-a tras cu rachete. Лучше б я там сидела, ну. Не, не треба себе. Ми просто побоялись ребёнка маленького из машины доставать, потому что La schit sunt în total 21 de femei, unele cu câte 2-3 copii. What's your name? Vlad. What's your name? Vlad. Как тебя зовут? Аня. Аня? Влада. Hello. I'm Radish. Alți ucraineni ajunși în România sunt cazați la Sibiu. Și la Timișoara au fost cazați refugiați, în diverse pensiuni și locuințe private. Rareș Năstase este în Vama Siret, unde continuă să sosească refugiați ucrainieni. Bună seara, Rareș! Bună seara, Andreea, bună seara, domnilor și domnilor. Așadar, organizarea rămâne în continuare o mare problemă aici și vorbesc în special de coordonarea dintre autorități și voluntari și oamenii care vin aici să ajute. Astăzi, toată ziua, am văzut destul de multe autocare care așteptau cu orele pentru că nu reușeau să se umple cu refugiați. De cealaltă parte, în schimb, am văzut oameni care așteptau să plece către diverse destinații. Cei de la ISU fac niște eforturi mari cu mașinile lor pentru a-i duce către Rădăuții și Suceava, însă unii dintre ei ar putea ajunge în alte localități. Undeva acolo în spate vedeți un autocar care așteaptă acum să plece, nu s-a umplut, îi direcționează cei de la pompieri pe refugiații care vin și ajung aici. Problema rămâne în continuare una de dialog cu mulți dintre refugiați, mai ales că au început să vină destul de mulți bătrâni și oameni fără documente, așadar e nevoie în continuare de translatori și pe lângă cei ai autorităților, astăzi am văzut că au venit cei de pe lângă biserici, enoriași sau cei de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, oameni care cunosc limba ucraineană și care vin aici să ajute. De asemenea, ucrainience, tinere mame care s-au cazat aici în oraș, au venit să se ofere voluntare pentru a ajuta. Atât deocamdată de aici, la revedere!
Efectele economice provocate de război și sancțiunile anunțate vor fi resimțite mai devreme sau mai târziu și în România. Economiștii vorbesc despre posibile majorări la pompă, tarife și mai mari pentru curent electric și gaze, iar toate acestea vor duce la o creștere și mai mare a inflației. România se va alătura sancțiunilor impuse Rusiei de statele Uniunii Europene, dar politicienii de la București cer măsuri suplimentare. Acestea ar trebui aplicate celor aproximativ 600 de firme cu acționariat rusesc de la noi din țară. Trebuie să existe un blocaj total pe teritoriul României oricăror firme rusești, oricăror oameni de afaceri ruși. Deocamdată să vedem circuitul banilor. Dacă acești bani se duc doar către plata salariilor, de exemplu, și nu se duc în dividende sau în acțiuni, se poate discuta, vom vedea, nu știu exact. Politicienii ar vrea mai degrabă controlul tranzacțiilor în cazul acestor firme cu acționariat rusesc și nu închiderea lor, pentru că acest lucru ar lăsa fără loc de muncă zeci de mii de români într-o perioadă deloc favorabilă din punct de vedere economic. Am avut și criza politică, dar avem pe deasupra și inflație foarte mare, avem această majoare la prețul energiei și combustibililor. Toate aceste lucruri duc la o încetinire a creșterii economice. Compania rusească Lukoil deține 20% din piața de carburanți din România. Economiștii susțin că măsurile luate împotriva acestea ar putea duce la creșterea prețului combustibililor. Mai mult, dacă va fi limitată circulația navelor cu petrol rusesc în spațiul maritim românesc, ar genera efecte în lanț. Avertismentul vine din partea reprezentanților companiilor rusești. În momentul acesta vorbim de un mare minus pe piața de transport. Și atunci putem să vorbim despre orice tip de produs. Să nu uităm totuși, Rusia este unul din cei mai mari exportatori de cereale. Piața de materii prime, din nou, aluminiu, care va afecta foarte mult industria aeronautică și industria de automobile. Guvernanții ne asigură că deocamdată rezerva de gaze este suficientă pentru a trece această iarnă, dar și că scumpirea energiei va fi atenuată prin plafonarea prețurilor. Sunt recunoscător României pentru contribuția sa semnificativă la capacitățile de apărare ale țării noastre, a scris președintele ucrainean pe Twitter. Românii vor trimite și ajutoare de câteva milioane de euro. Revenim la acest subiect după o scurtă pauză. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis astăzi un mesaj pentru România. Sunt recunoscător României pentru contribuția sa semnificativă la capacitățile de apărare ale țării noastre. Îi sunt recunoscător lui Klaus Iohannis pentru sprijinirea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri, a scris Zelensky pe Twitter. Pe de altă parte, autoritățile de la București au decis să trimită în Ucraina două tranșe de ajutoare în valoare totală de 3 milioane de euro, sub formă de combustibil, veste antiglonți, căști, muniție, echipamente militare, alimente, apă și medicamente. Totodată, în spitalele militare de la noi ar putea fi tratați răniți din Ucraina.